Pe 1 martie, prima zi de primăvară, se oferă mărțișoare. În ciuda noutăților apărute în comerț, mărțișoarele tradiționale nu și-au pierdut semnificația și valoarea, cu atât mai mult cu cât sunt considerate că aduc noroc. Din multitudinea de mărțișoare care există, sunt doar câteva despre care se spune că atrag norocul. Iată care este istoria lor și ce semnificații au căpătat de-a lungul anilor. Atunci când romanii sărbătoreau ziua de 1 martie, drept prima zi a anului nou, aveau obiceiul să dăruiască fetelor tinere și copiilor bănuți de argint și mici podoabe să le poarte noroc. În timp, românii, bulgarii și macedonii au preluat acest obicei, dar au legat bănuțul de argint cu un fir împletit cu roșu și alb. Originea mărțișorului nu poate fi stabilită exact. Ce se știe este că de prin secolele 17-18, femeile și copiii purtau deopotrivă șnuri de mărțișor la gât și la mână. De acesta atârnau un bănuț de argint norocos. Se purta doar argint, deoarece se spune că are puteri magice și alungă necazul. După ce treceau zilele babelor, șnurul alb-roșu ajungea la primul pom înflorit, care le ieșea în cale fetelor. Bănuțul de argint se păstra cu sfințenie. Potcoava, unul dintre cele mai vechi mărțișoare despre care se spune că atrage noroc. Simbolul potcoavei vine de la britanici. Este vorba despre o legendă de la începutul epocii medievale din Anglia, care vorbește despre un sfânt care a reușit să îl potcovească pe necurat. El se ocupa de fierărie și se spune că a fost vizitat de diavol, care i-a cerut să îi potcovească armăsarul. Tânărul călugăr și-a dat seama că este o ispită. L-a prins repede pe diavol de picior și l-a potcovit cu o potcoavă înroșită în foc. Atunci necuratul i-a promis că îi îndeplinește orice dorință, numai dacă îi scoate potcoava încinsă. El i-ar fi cerut să promită că nu se va atinge niciodată de o casă care are potcoavă la ușă. Atunci necuratul ar fi făcut jurământul. Se spune clar că trifoiul este norocos numai dacă este cu patru foi. Cel cu trei foi se găsește cel mai des. Legenda spune că cele patru frunze reprezintă dragostea, speranța, norocul și credința. Dovezile arheologice au demonstrat că trifoiul cu patru foi este unul dintre cele mai vechi simboluri ale norocului, cel puțin în spațiul european. Cine poartă un mărțișor cu un trifoi cu patru foi se spune că va avea un an fericit, cu sănătate și iubire, dar și cu bogății și împliniri. Relatează ego.ro.